Bună seara, dragi telespectatori, sunt Titi Sultan, ne găsim la emisiunea Realitatea în Politică. Discutăm astăzi despre restrângerea unor libertăți, pornind de la o reglementare mai puțin explicată în acești aproape 2 ani de când România și evident întreaga comunitate mondială se află sub auspiciul pandemiei de COVID-19, însă exercițiul unor drepturi sau unor libertăți, eu spun ce spune articolul 53, poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune după caz pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, ori a moralei publice, apărarea drepturilor și a libertăților cetățenilor, desfășurarea instrucției penale, prevenirea consecințelor unei calamități naturale, a unui dezastru sau unui sinistru deosebit de grav. Alineatul 2, pentru că de aici s-au riscat fel de fel de interpretări și, știu eu, suspiciuni în legătură cu modalitatea în care au acționat autoritățile în această perioadă din punct de vedere a adoptării actelor normative, spune foarte clar că restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății. În fine, în ultima perioadă asistăm la adoptarea unor măsuri de restrângere a drepturilor și libertăților pe baza unor hotărâri de guvern. Foarte important este că guvernul, potrivit programului de guvernare acceptat de Parlament, aprobat de Parlament, practic, este cel care asigură realizarea politicii interne și externe a țării și asigură conducerea administrației publice. Însă, potrivit articolului 108 din Constituție, hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Hotărârile și ordonanțele adoptate de guvern se semnează de primul ministru, se contrasemnează de miniștri care au obligația punerilor în executare și după publicarea în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea în Monitorul Oficial al României atrage inexistența hotărârii sau a ordonanței. Hotărârile cu caracter militar se comunică numai instituțiilor interesate. Însă, dacă mergem, pentru că aici sunt discuții foarte ample legate de ordonanțele de urgență. De ce nu a încercat guvernul să profite de dispoziția consacrată de articolul 115 alineatul 4, care spune că ordonanțele de urgență se emit în situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, guvernul având obligația de a motiva urgența cumprinsul acestora, datorită faptului că probabil ar fi fost atacate la Curtea Constituțională de avocatul poporului sau, evident, de un număr de deputați și senatori, respectiv 50 de deputați sau 25 de senatori, având această competență constituțională. Însă, ordonanțele de urgență, foarte important, intră în vigoare numai după ce au fost depuse către camera competentă să fie sesizată și numai după publicarea Monitorului Oficial al României, ordonanțele care cuprind norme de natură legii organice se adoptă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul 1, adică jumătate plus 1 din numărul total al deputaților și senatorilor, însă, și aici e foarte important, în alineatul 6 a legii fundamentale, articolul 115, spune foarte clar că ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului român, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. Deci, prin ordonanțe de urgență, nu puteam restrânge drepturi și libertăți fundamentale, pentru că spune foarte clar articolul 115 alineatul 6. Însă, ce este important și de aceea o să avem și punctul de vedere al fostului ministru al Justiției, fost judecător la Curtea Constituțională, profesor universitar dr. Tudorel Toader, când o să intrăm în legătură cu dânsul, pentru a explica faptul că orice act normativ, indiferent că este lege, că este ordonanță, că este hotărâre, se emite în temeiul a ceva. Hotărârea trebuia emisă în temeiul unei legi. Până și o lege se emite în temeiul unui articol din legea fundamentală în funcție de conținutul acelei legi. Astea sunt situațiile astăzi, din păcate, vis-a-vis de efectele
valului 4, situația este dramatică în România. Nu mai avem locuri la ATI. Avem foarte multe cazuri înregistrate astăzi, multe decese, motiv pentru care vom dezbate și acest subiect, dar și restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale și, evident, dacă timpul ne va permite, ce se va întâmpla sâmbătă din punctul invitațiilor de vedere la Congresul Partidului Național Liberal, pentru că acest congres, iată, a pus țara într-o criză politică, zic eu, care nu era necesară, având în vedere ceea ce se întâmplă în România și din punct de vedere pandemic, dar și din punct de vedere economic, factorilor la energie, gaze și așa mai departe. Invitații mei din această seară, dar și telespectatorii care vor să intre în direct cu noi pot suna la numărul de telefon afișat pe ecranul televizorului. Încep cu doamna deputat Mirela Domnică, deputat din partea Partidului Social Democrat în Parlamentul României. Bună seara, mulțumesc pentru prezența la emisiune. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Domnul deputat Sorin Muncaciu, deputat din partea Alianței pentru Unirea Românilor în Parlamentul României. Bună seara, domnule deputat. Bună seara mea și telespectatorilor. Și nu în ultimul rând, domnul profesor universitar dr. Ioan Gherghina, președinte ADER, vicepreședinte la Asociației Române de Pediatrie, supra-specializat în două domenii foarte importante ale medicinii, și anume alergologie și imunologie. Bună seara, domnule profesor. Bună seara dumneavoastră și estimaților telespectatori dumneavoastră. Încep cu domnul deputat Sorin Muncaciu, pentru că Alianța pentru Unirea Românilor, datorită faptului că s-a amânat foarte mult stabilirea programului privind moțiunea de cenzură, ați intrat în grevă parlamentară. De ce? Ce aveți de gând de acum încolo și în ce situație ne aflăm din punct de vedere, politic mai concret? Eu cred că situația este foarte clară. Noi am avut dreptate. Acest guvern trebuia să cadă de mult. Din păcate, a fost o conjunctură de situație. Noi am depus, adică am fost gata cu moțiunea de cenzură. Cei de la USR au fost extrem de nemulțumiți de faptul că ministrul Justiției a fost demis și în acel moment au fost de acord să semnăm o moțiune. Bineînțeles, negocierea a fost pe textul moțiunii, nu pe semnături. Oricum, trebuia 118 semnături. Exact, textul trebuia să fie agreat. Da, motiv pentru că noi în textul nostru inițial, care avea 20 de pagini, am luat fiecare minister în parte, inclusiv miniștrii de la USR. S-a ajuns la un compromis, moțiunea a fost depusă, am depus-o cu semnăturile noastre. Eu am semnat această moțiune de 3 ori sau de 4 ori. Prima dată am semnat-o miercuri, înainte să plecăm circumscripțiile noastre electorale. Am semnat-o după aceea încă o dată, vineri, și aceste semnături au fost adunate și depuse. Acum, acest termen holograf, vedeți dumneavoastră, care este experiența noastră din ultimul an și jumătate? Nu numai legi, nu numai decrete, au fost o grămadă de acte normative care au fost semnate fie electronic, fie prin alte mijloace. Deci, pentru câțiva care nu erau în localitate în momentul respectiv, dar care au venit a doua zi, pentru că vreau să vă anunț că trebuia să o semneze holograf, că așa spune regulamentul ședințelor comune. Clar, spune dar, clar. Regulamentul are putere de lege. Perfect, asta era la ora 23. Da. Dar dimineața la ora 8 eram toți acolo. Și noi și cei de la USR. Deci semnăturile noastre nu pot fi contestate din punctul ăsta de vedere. Mai mult decât atât, guvernul a făcut această sesizare, iar din câte am citit eu, care nu sunt jurist, doamna avocat este aici, așa ar putea să ne lămurească, există anumite condiții în care se creează o dispută de nivel constituțional între guvern și parlament. Nu orice fel de sesizare poate să fie o dispută constituțională. Bun. Ei au profitat de acest... Bine, asta stabilește curtea. Important este că sesizarea a fost făcută
constituțional, în sensul că dacă privim articolul 146 litera E, curtea se pronunță asupra conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile statului la sesizarea. Foarte bine, dar întrebarea mea este, nu este Constituția legea fundamentală care orice altă lege? Păi atunci, în ce temei oprești tu o procedură constituțională? Care este temeiul pentru care tu oprești o procedură constituțională pentru ca să se pronunțe curtea? Biroul permanent. Da. Deci ei ce au făcut? Această... Nu, aici trebuie să clarificăm lucrurile, pentru că nu se poate așa să o dăm de gard tot timpul. Nu, biroul permanent s-a întrunit de 4 ori și de 4 ori au lipsit fruntașii liberali și, îmi pare foarte rău să spun, și PSD-iști, au boicotat acest birou. A cincea oară s-au întâlnit și au hotărât că această moțiune să fie adică să fie citită în plen. Numai că ei știau foarte bine că noi o să ne prevalăm de dreptul că plenul este suveran da. Și în plen noi am propus ca moțiunea să meargă în continuare și să alegem o dată pentru discutare și vot. N-au mai avut ce să facă în momentul ăla și în momentul în care s-a pus la vot, deși era în sală, cât să vă spun, poate 60-70 de deputați PNL și PSD, noi eram toți, erau și cei de dincolo, de la USR, rezultatul final a fost următorul: 118 voturi pentru și 216 contra. Din punctul meu de vedere, care sunt novice și sunt nou în Parlamentul României, a vota împotriva unei proceduri constituționale este trădare. De ce? Pentru că, așa cum cred eu, Constituția României este actul fundamental, interesul fundamental al poporului român. Nu poți să calci Constituția României când ai depus jurământ de la tribună că vei respecta Constituția României. Acum, dacă greșesc, doamna avocat poate să mă comi. Mă iertați, culmea e că aș avea eu punct de vedere la cele spuse de domnul deputat. Ne-a dat o idee sau ce se întâmplă în lupta politică din Parlament, nu? Am auzit-o cu toții și stimații telespectatori. Eu vreau să vă dau un fragment din viața reală care am asistat astăzi, consultând o pacientă, o tânără, o fetiță, o elevă. Și tatăl ei, la un moment dat, mă întreabă, după ce am terminat examinarea: domnule profesor, de ce am ajuns să trăim în lumea asta fără să putem previziona ce se întâmplă cu viitorul nostru și al copiilor în timpul imediat sau pe termen mai lung sau mai mediu? De ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce ne fac guvernele care au condus România după Revoluție acest lucru? Să nu fim stăpâni pe viața noastră și să nu știm ce ne așteaptă în viitorul imediat. Iată, asta este viața reală, domnule deputat. Da, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. De ce mi-a spus, ați pledat că nu toată lumea respectă Constituția. Nimeni nu neagă că această Constituție trebuie respectată. Am jurat. Ați pledat mult. De la tribuna Parlamentului, toți am depus jurământ, și eu și doamna avocat, că vom respecta Constituția ca fiind legea fundamentală și prima. Care supervizează toate celelalte legi. Eu mă refer la toți cetățenii României. Exact, dar aceea a fost o procedură constituțională care era prevăzută în Constituție. Nu discutăm acum de că ni s-a părut nouă, că guvernul a depus. Nu, aici era vorba de o procedură constituțională care trebuia să meargă înainte. Ei au oprit-o. Asta e tot. Dacă mi-este permis, domnul Sultan, deși mi-este greu să vorbesc după domnul profesor, pentru că ne-a coborât așa cu picioarele pe pământ, dincolo de tot felul de cutume parlamentare și... Dar, domnul deputat, n-am fi ajuns în situația aceasta dacă acea moțiune n-ar fi fost depusă pe repede înainte, vineri seară și luni, după ce ați fi discutat și cu principalul partid de opoziție, referitor la textul acelei moțiuni de cenzură pe care ați înșirat-o așa pe 8 pagini, pentru că totuși moțiunea de cenzură este un instrument, o pârghie parlamentară la dispoziția opoziției, în primul rând, și care poate fi utilizată o singură dată într-o sesiune parlamentară. De aceea
graba din ziua aceea de vineri, când practic ați alimentat potențialul de negociere, sau mai bine spus de șantaj al USR-ului, care își dorea un singur lucru, să se întoarcă la guvernare, dar fără premier. Acea grabă a dat pur și simplu un pretext, nu neapărat un motiv, guvernului să sesizeze Curtea Constituțională. Și vreau să vă amintesc că mai există un precedent în acest sens. Ca urmare a unei moțiuni de cenzură depuse de către PSD în legislatura trecută, cu o sesizare a Curții Constituționale, și am fost obligați să așteptăm decizia Curții Constituționale pentru a procede mai departe. Deci nu este pentru prima dată când se întâmplă. Referitor la constituționalitatea demersului, se va pronunța pe 28 Curtea Constituțională și vom respecta cu toții decizia Curții. Am ascultat părerea unor specialiști în Constituție și se pare că decizia va fi în favoarea dumneavoastră, demersului dumneavoastră. Vom avea pe ordinea de zi această moțiune de cenzură, iar Partidul Social Democrat o va vota cu siguranță. Nu știu în ce măsură mai puteți conta pe votul partenerilor senatari, având în vedere că se epuizează cele două congrese care ne-au ținut în loc 3 luni de zile, Congresul PNL-ului, Congresul USR-ului, și s-ar putea să se împace în funcție de rezultatele care vor fi după cele două congrese. Este păcat, în schimb, că toată această perioadă a fost consumată, în loc de organizare și implicare în ceea ce înseamnă gestionarea valului 4, pe o criză politică care, pe bună dreptate, dă naștere unor asemenea întrebări retorice, precum tatăl pacientului, domnul profesor, care are nevoie de predictibilitate și vrea să știe care este viitorul lui, dar mai ales viitorul copiilor noștri. Consecințele menținerii acestui guvern însă se văd acum. Au trecut ordonanța 68, da? Pe care noi am încercat să trebuie certificatul de căderea guvernului, da. Căderea guvernului și nu schimbarea premierului. Ori moțiunea sau pseudo-moțiunea pe care ați depus-o cu semnăturile de la USR era îndreptată împotriva unei singure persoane, a premierului. Pasul următor era întoarcerea USR-ului la guvernare fără premierul. Eu n-am înțeles așa. Eu am înțeles că atunci când opoziția depune o moțiune de cenzură, cade tot guvernul împreună cu primul. Evident. Adică moțiunea de cenzură nu are ca țintă pe primul ministru. Nu, tot guvernul cade în momentul ăla și ei trebuie inclusiv să vină... Inclusiv ministrii USR, pe care dumneavoastră i-ați atins cu nicio pană în moțiunea de cenzură depusă. Deci, dacă depunem o moțiune de cenzură, o depunem pentru retragerea încrederii întregului guvern. Guvern, păi da, așa am făcut, așa am procedat. Adică, eu nu cred că există o altă procedură constituțională care să dea jos un guvern decât asta. Am pus o moțiune de cenzură, era votată de 234 de deputați, guvernul pleca acasă. Așa, datorită acestui demers pe care, îmi pare rău să spun, Partidul Social Democrat l-a tolerat, guvernul acesta a continuat să facă rău națiunii noastre. Pentru că, uitați, a trecut 68 și acum noi ne-am chinuit în Senat să întoarcem 260, să întoarcem 68. Da, a fost votată ordonanța 68 la Senat, Camera Deputaților este cameră decizională. Noi ne-am abținut pentru că, în primul rând, acel certificat de vaccinare acoperea toate cele 3 situații, și persoană vaccinată, și persoană trecută prin boală cu anticorpi, și persoană care s-a testat și în urma testării a rezultat un rezultat negativ. Dar ne-am abținut pentru că suntem împotriva modului în care au reglementat restricțiile prin hotărâre de guvern, ceea ce contravine într-adevăr Constituției. Și în acest sens au pronunțat inclusiv instituțional avocatul poporului, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Vom vedea la Camera Deputaților când va ajunge pentru vot proiectul de lege adoptarea ordonanței de urgență, în ce măsură vom reuși să impunem ca toate acele restricții să fie reglementate prin lege, pentru că fiind vorba de o lege care este dezbătută în Parlament, avem posibilitatea să reglementăm acolo și excepțiile pentru tot felul de situații. Hotărârea de guvern a venit așa, act administrativ care practic restrânge, îngrădește drepturi și libertăți fundamentale. Exact, ne aduce în aceeași categorie cu Tajikistanul. E singura țară care a legiferat vaccinarea obligatorie. Da. Ce spera USR-ul, ca să lămurim foarte clar? Deci își dorea decât ca primul ministru Câțu să fie schimbat din funcție, evident, trebuia să-și dea demisia și atunci președintele României trebuia să reia procedura de la articolul 103
miniștrii USR se așteptau ca atunci ei să fie în continuare propuși în nou guvern condus tot de un prim-ministru din partea PNL, numai că ideea lui era să nu mai fie prim-ministru Florin Câțu. Ce este important, că cei 6 miniștri USR Plus și-au dat demisia și atunci s-a schimbat compoziția politică a guvernului. Îl avem prin telefon pe domnul Tudorel Toader, fost ministru al justiției, profesor universitar, doctor, judecător la Curtea Constituțională. Bună seara, domnule profesor, mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să intrați în direct cu noi prin telefon. Ne auziți? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Prima întrebare, pentru că articolul 85, asta explicam eu acum, spune foarte clar la alineatul 3 că dacă prin procedura de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a guvernului, președintele României va putea exercita atribuția prevăzută la alineatul 2, adică să numească și să revoce pe unii membri ai guvernului la propunerea primului ministru, revin la alineatul 3, numai pe baza aprobării Parlamentului acordată la propunerea primului ministru. Ce se întâmplă? Foarte multe discuții au fost în legătură cu faptul că dacă după trecerea celor 45, adică în termenul de 45 de zile cât durează interimatul celor 6 miniștri care țin locul celor de la USR Plus sau în locul lor, atunci dacă Parlamentul nu acordă, nu e vot de încredere, nu acordă practic în acest caz un vot noului guvern, celor 6 miniștri, atunci ar trebui guvernul să fie demis. Care e opinia dumneavoastră? E clar lucru faptul că Parlamentul controlează guvernul. Parlamentul este cel care decide, nu? Care decide pe baza majorității care rezultă, mă rog, din alegeri sau la un moment dat. Acum se schimbă configurația politică a guvernului, trebuie un nou vot al Parlamentului de investitură. Dacă Parlamentul nu acordă acest vot, guvernul nu mai este legitimat să exercite prerogativele. Prin urmare, îi încetează competențele. Da, că aici erau discuții că mandatul guvernului încetează în urma faptului că prim-ministru demisionează, știți bine ce spune articolul 106, funcția de membru al guvernului încetează în urma demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a incompatibilității, a decesului, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, numai că președintele României nu poate revoca pe primul ministru, sau în situația în care se introduce o moțiune de cenzură și aceasta este adoptată cu votul majorității deputaților și senatorilor. Deci e clar că și atunci sunt aplicabile aceste dispoziții și atunci guvernul este demis, da? Dacă nu mai acordă votul de încredere Parlamentul celor propuși. Întrebarea poate fi de ce președintele nu poate să-l revoce pe primul ministru. Simplu, pentru că puterea executivă în România e bicefală, cu cele două jumătăți de la președinție și guvern aflate în echilibru și control reciproc. Deci echilibrul acesta nu îi permite președintelui să aibă un ascendent, să aibă puterea de decizie pentru a-l revoca pe primul ministru. El se duce în Parlament, se supune judecății, dacă vreți, guvernului, care guvernul spune da sau nu. Categoric, când se schimbă configurația politică a guvernului, trebuie un vot al Parlamentului. Corect. Dacă Parlamentul nu dă votul, practic nu-l investește, nu-l creditează să exercite prerogativele de administrație a țării ăsteia, el, guvernul, nu mai există. Și atunci se reia procedura de la 103, nu? Din Constituție. Da. Ce vreau să vă mai întreb vis-a-vis de modalitatea în care moțiunea de cenzură a fost introdusă prin acele semnături, mă rog, contestate la Curtea Constituțională, cum că ar exista un conflict juridic de natură constituțională.
dumneavoastră, evident, ați avut în calitate de judecător la Curtea Constituțională și astfel de aspecte prevăzute de 146 litera E. Însă, din acele precizări ale Curții Constituționale, să nu spun decizii, s-a stabilit foarte clar că există conflict juridic de natură constituțională sau ce presupune aceasta, acte sau acțiuni ale unei autorități publice sau mai multe, prin care își arogă anumite atribuții, competențe care intră în sfera de influență a altor autorități sau atunci când practic această autoritate publică sau mai multe nu își desfășoară activitatea conform Constituției și îți declină competența către alte autorități. Dacă este așa, poate mă înșel, dumneavoastră știți mai bine, vă rog. No, conflictele juridice de natură constituțională au fost date în competența curții de a fi soluționate la revizuirea din 2013. Corect. Conflictele juridice de natură constituțională sunt de două categorii, se împart în două categorii, negative și pozitive. Negative, când două puteri, autorități se derobează, își declină competențele și zice nu-i competența mea, nu-i competența mea, vine curtea și stabilește, sau pozitive, când puterile sau autoritățile de rang constituțional își arogă și atribuie competența celeilalte puteri. Acum, românii au vocația asta achizitivă. Majoritatea conflictelor au fost pozitive, adică atunci când o putere usurpă, intră în sfera, în competențele altei puteri. Și de aici rezultă conflictul. Curtea Constituțională e chemată să spună este conflict sau nu este conflict. Dacă da, prin ce act, prin ce fapt a fost creat, după aceea deblochează conflictul dintre autorități, care nu pot rămâne blocate în conflict și de aici derivă a patra consecință, ce este de făcut pentru ca pe viitor să nu se repete un astfel de conflict, adică puterile să-și exercite prerogativele în acord cu Constituția, loialitatea constituțională, încât statul ăsta de drept să se consolideze, să meargă mai departe și cetățenii să o ducă mai bine. Corect. Am o întrebare în legătură cu hotărârile de guvern. Pentru că se tot discută în această perioadă de faptul că guvernul nu mai emite ordonanțe de urgență, cel puțin în anumite domenii, și aici mă refer la restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertății. Probabil că am înțeles că nu le dă voie Constituția la articolul 115 alineatul 6, dar hotărârile de guvern se emit în temeiul pentru organizarea executării legilor. Aici, cum totuși motivăm faptul că acest temei nu prea există? Vă rog. Aici, de principiu, drepturile și libertățile fundamentale nu pot fi restricționate prin hotărâre de guvern, ci numai prin lege. Ne spune articolul 53 din Constituție. Orice act normativ, tot de principiu, trebuie, când este emis, are în el două componente. Oportunitatea pe de-o parte, adică scopul emiterii actului, problemele pe care respectivul act e chemat să le rezolve. Oportunitatea aparține decidentului. Dar, în același timp, actul normativ are în el și componenta de legalitate sau de constituționalitate. De ce spune legalitate sau constituționalitate? Pentru că dacă avem, de exemplu, un ordin de ministru, el trebuie să arate hotărârea de guvern sau legea în temeiul căruia ordinul a fost emis. Dacă e o hotărâre de guvern, trebuie să arate baza legală în temeiul cărei legi, cărui articol din lege a fost emisă hotărârea de guvern.
dacă e lege, trebuie să arate temeiul constituțional. În ce bază, în baza cărui articol din Constituție? Că vedeți dumneavoastră, legile la noi, sistemul normativ e piramidal. În capăt este Constituția, după aceea venim pe legi organice, legi ordinare, ordonanțe de urgență, ordonanță, ordin de ministru și metodologii. Fiecare act normativ situat pe o anumită treaptă, un anumit nivel, trebuie să se raporteze la temeiul, la treapta superioară care permite emiterea acesteia. Dacă avem o hotărâre de guvern care n-arată temeiul legal în baza căruia a fost emisă, atunci hotărârea este nelegală și se duce, se poate duce în contencios administrativ. Da. Doamna deputat Mirela Adomnică vrea să vă adreseze o întrebare, vă rog. Bună seara! În primul rând aș vrea să vă felicit pentru proiectul cu Casa Universitarilor. Înțeleg că este în procent de 80% în execuție și îl finalizați anul acesta. Vă mulțumesc și vă invit să o vedeți, vă invit la inaugurare. Era și timpul după 5 ani. Este o bijuterie arhitecturală. Rămâne Casa Universitarilor, cum o știm noi, cu funcțiunile și utilitățile ei, dar modernizată. O terminăm, constructorul anul acesta. Probabil vor mai rămâne aspectele de ambientare exterioară care nu pot fi făcute în timpul iernii. Felicitări încă o dată, pentru că este un proiect și de suflet al dumneavoastră și abia aștept să ne revedem la inaugurare. Pe de altă parte, referitor la această hotărâre de guvern prin care s-au reglementat restricțiile, îngrădirea drepturilor fundamentale, calitatea procesuală pentru atacarea acestei hotărâri în instanță, unde o vedeți? Și ca oportunitate și din punct de vedere juridic. Nu. Calitatea subiectului activ de a o ataca în contencios sau calitatea instanței de contencios? Nu, calitatea procesuală activă. Păi, noi știm, calitatea are orice cetățean care se consideră lezat. Exact. Din punct de vedere juridic, dar din punct de vedere al oportunității, vă întrebam pentru că ați fost ministru al justiției, deci ați fost implicat și politic într-un act de guvernare. Da. Mai puțin politic, cred. Păi nu, dar răspunsul rămâne același. Sigur. În contencios constituțional poate să declanșeze controlul orice persoană într-un litigiu în fața judecătorului, instanței de judecată sau arbitraj comercial. Corect. În contențios administrativ, ne spune legea, orice persoană care se consideră lezată prin respectivul act normativ cu rang de hotărâre de guvern. Un partid politic poate ataca pe contențiosul, poate ataca în contențiosul administrativ o astfel de încălcare a drepturilor și libertăților? Prin membrii lui. Am înțeles. Domnul Mulțumesc. Profesor universitar dr. Ioan Gherghina vrea să vă adreseze o întrebare. Îmi permiteți, sunt deosebit de onorat să fiți în emisiune cu noi. După cum știți, asistăm la o bătălie în jurul vaccinării populației și în special a copiilor. Eu sunt profesor de pediatrie. Deci a copiilor. Și se invocă, aceasta e problema care vreau să vă se invocă încălcarea drepturilor fundamentale ale omului prin lege. Orice spune legea vaccinării? În primul rând că avem două categorii mari de vaccinări. Vaccinările fundamentale și obligatorii, acelea care se fac copilului de la naștere și până la un an, vaccinări speciale în momente cum este acesta de epidemii, în special de boli infecțioase severe și care afectează sănătatea publică. Ori se spune că nu este în lege spune așa, că cei care împiedică copilul de la efectuarea vaccinării
acelea din calendarul de la un an până la un an, primul an de viață, aceia să fac vinovați de rele tratamente în fața justiției aplicate copilului. Și pot mai fi de asemenea acuzați că încalcă dreptul la servicii medicale ale copilului respectiv, pentru că vaccinarea este și un drept al copilului. Deci este o problemă. Și atunci, din punct de vedere al justiției, cum se văd aceste lucruri? Cum se încalcă o nevoie medicală, un serviciu medical necesar copilului și care, dacă nu este efectuat, poate să ducă până la deces, așa cum s-a întâmplat cu cei 64 de decedați în ultimii 3 ani de rujiolă, pentru că nu s-au vaccinat. Deci o boală care are vaccinare. Dimpotrivă, pentru mine sunt vinovați de aceste decese cei care au împiedicat vaccinarea acestor copii, pentru că boala altfel nu ducea la deces. Da, nu cred că putem vorbi de rele tratamente aplicate minorului. Știți de ce? Aici eu sunt chiar penalist, de 10 de ani de zile. Rele tratamente înseamnă când un minor îi supus în mod repetat de-a lungul timpului la măsuri altele decât cele de natură să asigure normala creștere, dezvoltare, educație, așa mai departe. Cel mult putem vorbi de zădărnicirea combaterii bolilor, care este o altă infracțiune în codul penal, trimitere la legea specială, dar aici discutăm de analiza elementelor constitutive, mă rog. Adică împiedicarea unui serviciu medical necesar. Că exact. Și asta se întâmplă în împiedicarea vaccinării. Da. Și am dat exemplu cu cei care au murit de rujiolă, care trebuiau să nu moară dacă erau vaccinați. Și acum ne întâlnim cu situația asta în vaccinarea anti-COVID-19. Da. Domnul Muncaciu, dacă vreți să întrebați. Da, mulțumesc foarte mult, domnul profesor. Domnul Sorin Muncaciu, deputat AUR. Eu am fost în două emisiuni televizate cu domnul profesor și punctul de vedere pe care eu îl exprim acum este punctul de vedere al medicilor americani. Eu, fiind ortoped, nu am, ca să spun așa, pregătirea necesară, dar pot să spun următorul lucru. Este foarte adevărat că în bolile copilăriei, în momentul în care un copil intră într-o comunitate, ceilalți copii pot să se îmbolnăvească. Și ei se îmbolnăvesc și aceste epidemii există și de-a lungul multor perioade s-au dezvoltat vaccinul pentru a eradica aceste boli. Eu am fost vaccinat, toți copiii în generația mea am fost vaccinați. Dar aici ne întâlnim cu o altă situație. În situația copiilor cu COVID, aici problema este inversă. Pentru că, conform datelor pe care le avem la dispoziție, și aici mă refer nu numai la datele germane sau americane, mă refer la datele în general, este vorba de o boală care nu afectează copiii sau îi afectează într-o proporție nesemnifică. În ce sens nesemnifică? Din punct de vedere statistic, este zero morbiditate, zero mortalitate. În Germania, de exemplu, mă refer la ultima statistică pe care am văzut-o, au fost 14 milioane de copii, dintre care s-au îmbolnăvit 1200 și din acești 1200 doar 20 s-au pierdut. Din punct de vedere statistic vorbim de 0,00, deci acești copii nu fac în mod obișnuit boala. Problema este că în momentul în care le impunem vaccinare, atunci ei vor face reacțiile adverse și problemele pe care le aduc vaccinarea și actul vaccinării. Și vreau să fiu foarte clar din punctul ăsta de vedere, pentru că există și experiență israeliană și americană și germană. Acești copii au un risc crescut, mă refer la cei între 12 și 18 ani, de a face o complicație care se numește miocardită, un fel de inflamație a cordului. Ori această boală are un pronostic de 66% mortalitate la 5 ani. Care este motivul pentru care noi luăm o categorie de copii care nu fac această boală în mod normal? Pentru că există niște motive fiziopatologice de ce nu fac această boală, dar dacă îi vaccinăm pentru motiv dezideratul de a avea o proporție mai mare de vaccinați în societate și pentru că
se presupune că ei transmit boala altora și deci participă la boala comunitară. Dar interesul lor, strict al lor, dacă au mortalitate și morbiditate zero, nu corespunde cu dorința de a vaccina aceste grupe de vârstă. Să fie foarte clar. Aici nu discutăm de poate sau nu poate. Nu, acești copii nu beneficiază practic de vaccinare, ba din contră, pot să facă reacțiile adverse. Și uitați-vă la experiența israeliană în care au avut 1700 de copii cu miocardită. Da. Păi asta este... Aici, domnul profesor Tudorel Toader nu este specialist sigur. În domeniul medical. Este în domeniul dreptului. Da, vă rog, domnul profesor. Aici eu nu-mi permit să intru nici măcar în discuție, dar mi-e în polemică. Nu-i domeniul meu. E domeniul domnului Gherghina, care vrea să spună ceva, dacă mai ales puțin timp. Da. Intrăm în zona oportunității unei reglementări. Așa sau este. Alta. Da. Acum... Eu pot vorbi din punct de vedere al conținutului reglementării, din punct de vedere al legalității, din punct de vedere al constituționalității. Oportunitatea, tocmai spuneam, este de resortul de competența emitentului, care se documentează, apelează la specialiști și așa mai departe. Nu intră în zona mea. Două secunde, domnul profesor Gherghina, da, spuneți. Da, pentru că au fost citate exemple din Statele Unite, trebuie să vă dau și eu tot de acolo un exemplu ca să arăt care e situația reală, de fapt. Într-adevăr, în Statele Unite, la un moment dat, au restrâns vaccinarea copiilor. După ce au revenit și au vaccinat cât? 10-12 milioane de copii au fost vaccinați până săptămâna trecută. Așa încât au făcut ca Germanii, care și ei au restrâns la un moment dat vaccinarea la copii, pe motivele care le-a spus domnul deputat, că morbiditatea și mortalitatea e mai redusă la copii. Dar, deschid o paranteză, există cazuri grave la copii care duc la decese, dar ca să nu lungesc, să rămânem la ideea cealaltă. Și atunci ce au făcut germanii? Au întârziat puțin vaccinarea copiilor să vadă ce se întâmplă cu cei 10 milioane vaccinate în Statele Unite, domnul deputat. Și când au văzut că din punct de vedere al fenomenelor secundare nu sunt nimic semnificative, au reintrodus vaccinarea și au început și au vaccinat copiii. Acum sunt în derularea lor. Am aceste date de la faptul că săptămâna trecută a fost Congresul Național de Pediatrie la Craiova, la care am avut comunicări și am ascultat comunicări din întreaga lume cu privire la aceste date. Deci asta este realitatea. Da, în privința miocarditei. Vă rog, să nu mai ține mult pe domnul profesor Tudorel Toader. De la miocardită. Am o singură întrebare, domnule profesor. În legătură cu desfințarea SIJ, care e opinia dumneavoastră? Opinia mea e cea pe care am repetat-o de 1000 de ori, dar nu vrea să o asculte multă lume. SIJ-ul este creația Comisiei Speciale patronată de Iordache. Ministerul Justiției n-a dat niciun aviz referitor la SIJ. Singurul lucru când cineva, procurorul general, făcea ca SIJ-ul să nu funcționeze, să nu se întrunească Comisia CSM-ului de alegere a procurorilor, atunci am promovat o ordonanță de urgență și am spus Comisia poate funcționa cu un membru lipsă. În rest, componența SIJ-ului a fost stabilită de către Consiliul Superior al Magistraturii. Este evident faptul că n-a funcționat sau n-a vrut să funcționeze bine. Dar instituția în sine și are locul ei în arhitectura sistemului judiciar. Perfect. O ultimă întrebare și cu asta chiar închei. Considerați că actuala Constituție, modificată în 2003, deci sunt 18 ani de atunci, ar fi oportună? Nimeni nu mai vorbește despre revizuirea Constituției României. Constituția noastră face parte din categoria constituțiilor semirigide, care înseamnă o procedură greoaie de revizuire, care înseamnă că în felul ăsta are o anumită stabilitate. Eu vă vorbesc de la Chișinău acum. Ascultam adineauri că Parlamentul a modificat Constituția ca să. Adică
se modifică, poate fi modificată cam ușor Constituția. La noi e bine că are stabilitate. Eu am fost 10 ani judecător. Pot să vă spun cu deplină convingere și îmi place să cred și știință. Faptul că avem o Constituție bună, o Constituție bună, foarte bună, ea necesită altceva, nu neapărat revizuire. Ea necesită cunoaștere din partea tuturor românilor în general, a decidenților, a parlamentarilor în special, aplicare. Deci cunoaștere și respectare, respectare și îndeplinirea mandatului cu loialitatea de care vă vorbeam, cu spiritul acesta de construcție a statului de drept, cu spiritul acesta de a vrea și de a construi binele public. De Constituție au tras toți cum au avut interesele. E adevărat că pe alocuri au beneficiat unii sau alții și de interpretări favorabile de la instanța constituțională. Dar Constituția și închei nu necesită azi când vorbim revizuire. Păi și greu să avem noi Parlamentul să împrunească majoritatea necesară. E imposibil azi când vorbim. Corect. Dar Constituția nu necesită revizuire pe cât necesită cunoaștere și interpretare și respectare în spiritul ei și a valorilor europene. Corect. Ultima întrebare. Articolul 152, care se referă la limitele revizuirii, poate fi modificat? Nu. Am înțeles. Bun. Mulțumim nu mult pentru... Limitele ale revizuirii, cum să zic, delimitează statul ăsta român, statul de drept în care ne aflăm. Că dacă modifici limitele, s-a schimbat paradigma în exact. Care ne aflăm. Exact, așa este. Mulțumesc mult pentru informațiile pe care le-ați furnizat. Multă sănătate, toate cele bune, domnule ministru. Mulțumim mult încă o dată. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Da. Bună seara. Mai avem 2 minute până la pauză. Haideți să vorbim de miocardită, pentru că am zis să pentru că dânsul a adus în discuție și miocarditele. Nu pot să comentez eu, pentru că da, bine, trecut, sigur. A fost invitat un alt judecător și președinte al Curții Constituționale, domnul Zegrean, care are o altă concepție referitor la modul în care, dacă se prezintă în Parlament, acest guvern poate necesita votul sau nu al Parlamentului. Nu, spunea că necesită, dar dacă nu votau miniștrii propuși, nu se demitea guvernul. Da. Uite, aici altă opinie, dar... Deci, în privința miocarditelor, sunt mai multe statistici, nu? Una este cea invocată de domnul deputat și care e medic, nu? Deci, nu numai, dar îi spun pentru că e medic și un politic. Onorat. Da, și noastră sunteți medic și un politic. Mă rog. Și atunci CDC-ul a publicat 16 cazuri de miocardite dintr-un milion de cazuri de vaccinați. La un milion de vaccinați. 16 cazuri de miocardite puse în legătură cu vaccinarea. Și atunci s-a văzut, a fost urmărite, că ei fac lucruri serioase, nu? Tratate până la vindecare. Și au văzut că toate acestea au fost forme ușoare, forme benigne, cum zicem noi în medicină, care n-au dus la decese, au necesitat tratament, s-a făcut, dar s-au vindecat și au revenit. Și în general la persoane adolescenți și adulți tineri. Este drept lucrul ăsta. Același lucru s-a întâmplat și în Israel, unde a fost ceva mai multe cazuri. Da, deci... domnul Muncaciu, mai avem un minut până la pauză, vă rog. Eu nu pot decât să vă spun următorul lucru. Noi în această perioadă ne aflăm într-un blackout total de informații. De ce? Pentru că în data de 10 decembrie 2020 s-a constituit un cartel care se numește The Trusted News Initiative, care cuprinde toate companiile americane mari, cele 6, cuprinde toate companiile occidentale și aici vorbim de European Broadcasting Union, adică vorbim de companii mari și rețelele de socializare. Acești domni care conduc mass media occidentală au hotărât că singura metodă de a ieși din pandemie este vaccinarea, motiv pentru care au împins vaccinarea și partea aceasta pro-vaccinare peste limitele înțelegerii. Dar dacă ar fi făcut lucrul acesta, n-ar fi fost nimic rău.
Problema este că au făcut și partea cealaltă. Au introdus cenzura și o grămadă de lucruri care se referă la reacțiile adverse, care se referă la tratamente alternative, cum sunt protocoalele din tratamentul ambulator pe care l-au elaborat medicii americani. Noi vorbim aici de un proces gândit folosind poate și artificial intelligence, adică articolele care nu corespundeau sau care puteau să facă pe cei nehotărâți să aibă și alte opinii despre vaccinare, aceste articole au fost cenzurate. Da. S-a întâmplat și în revistele medicale. Au fost articole care au fost scoase, articole care au fost introduse. Aici lucrurile sunt extrem. Noi suntem foarte, foarte speriați de faptul că există la nivel mondial o cenzură generată de acest cartel. Dacă nu mă credeți, vă rog să vă informați. Da. După pauză să discutăm și o să intervină și domnul Adrian Vină, vicepreședintele Comisiei de Sănătate la Camera Deputaților. Pauză și revenim. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. El, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau ce-i mai bun de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare
e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Fotoliul cu ghimpi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul aia, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Sunt Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Sunt Fabiana Vuță, iar eu sunt Daria Dina și vă așteptăm în fiecare sâmbătă și duminică la ora 14 la Capital TV în emisiunea Tineri Talentați! Dragi iubitori ai folclorului, studioul Capital TV Deva vă oferă în fiecare duminică de la ora 10 o emisiune de folclor. Sunt Elis Ursu și aștept telefoanele dumneavoastră la numărul 0254111940 pentru a oferi dedicații pentru cei dragi. Un cadou muzical este un cadou din suflet pentru suflet doar la Capital TV. Vă așteptăm cu drag! Între prezent și viitor, adevăr și minciună, speranță și resemnare, competență și incompetență trăiesc românii. O emisiune în care puteți interveni telefonic pentru a vă exprima opinia. Vă aștept în fiecare duminică, începând cu ora 20.
nu fii simplu spectator al evenimentelor contemporane. Lumea se schimbă în fiecare clipă. La fel și modul nostru de viață. Tratamente moderne. Nutriție. Frumusețe. Remedii naturiste. Actualitate socială. Dorește-ți să participi la ele? Am revenit în studio, dragi telespectatori, partea a doua emisiunii Realitatea în Politică, alături de invitații mei speciali, doamna Adomnică, deputat din Mirela Adomnică, deputat din partea PSD în Parlamentul României, domnul Sorin Muncaciu, deputat din partea AUR în Parlamentul României, domnul profesor universitar dr. Ioan Gherghina, președinte ADE și vicepreședintele Societății Române de Pediatrie. Îl rog pe domnul profesor, pe domnul Muncaciu, pentru că înainte de pauză ne explicase anumite aspecte ce țin de modalitatea în care statul român în acest moment înțelege să aplice măsurile privind vaccinarea, dar și privind restrângerea unor drepturi sau unor libertăți prin hotărâri de guvern și ulterior aduse apoi în Parlament pentru aprobare pe cale legislativă, dar vă dau cuvântul ca să putem intra efect. Deși în Constituție, la articolul 34 și cu asta închei, se spune că dreptul la o cătere a sănătății este garantat, statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice. Vă rog, domnule deputat. Deci, întrebarea fundamentală este pe ce ne bazăm atunci când spunem am avut 30.000 de teste și avem un număr de 6.000 de noi infectați. Aceasta este expresia pe care o auzim la televizor. Dar eu l-aș întreba pe domnul Arafat cum ajunge dânsul la concluzia asta și vă spun și de ce. Pentru că toți care am trecut printr-o facultate de medicină am învățat că nu se poate să pui diagnosticul numai pe un singur test. Articolul 1. Articolul 2. Ai nevoie și de o anamneză, cum spunea domnul profesor. Ai nevoie și de alte simptomatologie și alte colaborări de alte... Deci, noi în acest moment avem de-a face cu un test care se numește PCR și domnul Viner poate să mă contrazică că am mai făcut-o, care în primul rând nu este specific. Cine spune că PCR-ul poate să pună diagnosticul specific este o eroare. Articolul 1. Articolul 2. În țara noastră nu există decât un singur aparat omologat. Toate celelalte aparate unde se execută acest test nu sunt omologate. Apoi începe și jocul acesta cu puteți ciclurile. Puteți să spuneți, pentru că domnul Adrian Viner este în direct cu noi și vă aud. Da, bună seara, domnule deputat. Mulțumesc pentru prezentare. Da, păi spuneți-i. Păi tocmai că a spus că ne ascultă. Da. Deci, aceste aparate nu sunt omologate. Acesta e un lucru care trebuie bine precizat. După aceea, antrenamentul celor care este o procedură fină, adică necesită niște cicluri. O discuție întreagă se bazează pe acest. Când este un test pozitiv? Când ajungi la 25 de cicluri? Când treci peste 25 de cicluri? În afară de asta, testul trebuie să identifice 3 segmente genetice. Deci, sunt mai multe lucruri care aceste teste, în felul în care sunt făcute acum, nu sunt reliable, adică nu sunt la standard internațional. Dar și așa, atunci când acest test a fost admis de către CDC, adică de FDA, de Food and Drug Administration, s-a spus foarte clar, acest test se aplică numai persoanelor simptomatice. De ce luăm noi pe cei care vor să se ducă în Spania? De ce un posibil sau contact? Deci noi vorbim de persoane care nu sunt simptomatice, care fac acest test și ies pozitive.
Ca dovadă, Food and Drug Administration a hotărât ca acest test să fie phase out, adică până la sfârșitul anului să fie scos din uz. Mai este o problemă pe care domnul Arafat ar trebui să ne-o explice dacă ar veni în fața unei comisii medicale, nu așa să vorbim la televizor. De ce instrucțiunea dată de regionala OMS, da? A fost ca întotdeauna când e vorba de reacții adverse, acestea să fie examinate de o comisie medicală. Și când spun lucrul ăsta, la ce mă refer? Mă refer la specialiști. Trebuie o comisie în care fiecare pe teritoriul lui să fie specialist. Noi la ora actuală nu avem o comisie care să examineze reacțiile adverse. Pentru că una este o reacție cardiovasculară, deci avem nevoie de un cardiolog, avem nevoie de poate și un, știu eu, un chirurg de chirurgie vasculară, una este o reacție neurologică, una este hematologică și așa mai departe. Deci noi nu am respectat această indicație a OMS-ului, pentru că văd că toată lumea se prelevă de OMS, și nu avem o comisie care să studieze reacțiile adverse. Da, domnul... Mai mult, vă rog să mă... Da. Deci imediat, termin, imediat, vă rog, ca să poată să răspundă și domnul Gheghina și domnul Vine. Numai la chestiunea asta care o spuneți, că nu avem specialiști care se ocupe de asta. Nu, care nu există o comisie care să facă lucrul ăsta conform inducației. Trebuie să vă spun și dumneavoastră și stimaților telespectatori că Ministerul Sănătății are comisii pe specialități, pe pediatrie, pe cardiologie, pe boli infecțioase, pe tot, și acele comisii sunt chemate să spună cuvântul în asemenea situații. Nu. Dar cum nu? Deci aceste, pediatrie, vă rog să mă iertați. Informațiile care le avem noi este că, rapoartele primite de organizația aceasta a Ministerului Sănătății de Medicamente, unde se raportează aceste reacții adverse, se trimit la un alt institut care nu are o comisie. Aceasta este problema. Dacă ministerul are comisii, da, dar eu nu am auzit ca acei medici din comisiile ministerului să transmit mai departe la Agenția Medicamentului. Da, și de acolo pe niște fișe speciale de reacții adverse, unde se sintetizează și sigur că e informat ministerul. Păi, dar ar trebui să fie informat o comisie. La institut 10 ani. Dar pleacă de la o comisie, din câte înțeleg eu. Da, domnul Adrian, vine, vă rog. Da, sigur, vă rog. Simplu nu pot concepe cum un medic poate să aibă un discurs de descurajare a vaccinării în contextul în care peste 92% din persoanele decedate în ultima săptămână sunt nevaccinate și peste 3/4 din persoanele detectate ca fiind pozitive în ultima săptămână sunt nevaccinate. Când vaccinarea scade de 5 ori riscul de a te infecta, de 10 ori riscul de a te spitaliza și de 11 ori riscul de a muri, pentru mine lucrul ăsta frizează, să spun, irresponsabilitatea criminală. În ceea ce privește... Vă mulțumesc foarte mult, domnul Viner. Lucrul ăsta a rămas standardul de aur. Este standardul de aur, astăzi în diagnosticul via și sigur că se face și persoanele. Pentru că contagiozitatea acestei boli debutează cu una, două zile înainte de apariția simptomelor. Asta orice medic care s-a ocupat cât de cât minimal cu COVID-ul știe. Știe care exact este rațiunea testării persoanelor asimptomatice care sunt contact, adică există posibilitatea de a se fi infectat. De altfel, la varianta Delta, 7 din 10 contacti al unei persoane infectate devin la rândul lor pozitive, atât de contagioasă este boala. Sigur că metodologia de testare ne spune când și unde și pe cine să testăm. Bineînțeles că ar trebui extinsă și ar trebui practic să fie testați periodic copiii, repet, asimptomatici în școală. Exact. Personalul medical asimptomatic. Dar nu cu PCR. Nu cu PCR, cu testele. Și atunci? Se menționează însă că testele rapide antigenice au o sensibilitate de 5-5-60%. Deci, practic, precizia comparativ cu PCR-ul, care este peste 99%. Comparativ, precizia, sigur, este mult mai mică, dar frecvența testelor și utilizarea lor la scară largă, evident, aduce un beneficiu major.
În ceea ce privește reacțiile adverse, ele sunt cunoscute, sunt publicate, sunt completate în permanență, se găsesc în prospectul medicamentelor, sunt actualizate în măsura în care se identifică, pot să fie efecte adverse care apar o dată la 300 de milioane de administrări, evident n-au fost identificate în studiile anterioare care au nu despre alea discutăm. De punerea pe piață a medicamentului de 75.000 de oameni, de 100.000 de oameni. Evident, este un proces în derulare. Ele sunt rarissime. Vă dau un exemplu. Incidența miocardite, care întotdeauna este adevărat, apare la tineri, adolescenți, mai frecvent. Și întotdeauna cazurile sunt ușoare, maxim moderate. Este de 6 ori mai puțin frecventă decât în interiorul bolii COVID pentru care dau vaccinul să o previn. Evident, orice analiză risc-beneficiu făcută de oricâtă scrupulozitate ne demonstrează că vaccinarea salvează vieți, salvează suferință, spitalizare, moarte. Este evident acest lucru. Când aud discursuri antivaccinuri în timp ce oamenii se chinuie să respire pe un pat de spital, suntem în pragul colapsului sistemul de sănătate, când există mortalitate evitabilă la cote înfiorătoare, vă repet, 92% din oamenii care au decedat în săptămâna trecută sunt toți nevaccinați. Oare toate lucrurile astea, pentru orice minte, oricât ar fi de sceptică, nu aduc atâtea argumente convingătoare încât să ne vaccinăm? Vedem mortalitatea în Israel, de exemplu, care la un număr similar de cazuri cu ale noastre au 25-14, de exemplu, în urmă cu 3 zile, în timp ce noi avem pe la 130, 114, 110 decese. Evident, la persoane nevaccinate, diferența aceasta uriașă de mortalitate este dată de rata de acoperire vaccinală. Oare câte dovezi, câte documente, noi stăm încă în plină pandemie să dezbatem la televizor dacă e bine să se vaccineze oamenii sau nu? Mi se pare incredibil, mai ales de pe timp. Din partea unui medic, mi se pare, eu cred că aceste tipuri de discurse au cimitire întregi în spate. Îmi pare rău să spun. Domnul Viner, vă rog să păstrați limita unei cuvinte. Dacă discursul nostru este acesta, atunci haideți să vă întreb eu altceva. De ce Ministerul Sănătății și organismele din Ministerul de Interne care conduc această campanie nu permit în țara noastră să avem medicație antivirală, protocoale? Medicația antivirală specifică. Nu, lăsați-mă să termin, eu nu v-am întrerupt. Nu există așa ceva. Nu există pentru că dumneavoastră nu vreți să existe, dar uite că medicii americani au elaborat protocoale pentru tratamentul ambulator. Eu am văzut și protocolul pentru spital. Vă rog să mă termin. Da, două secunde, haideți să vorbim pe rând. Vă rog, domnul Viner, deci, și imediat. Eu am văzut și 20-54 protocolul pentru spitale, dar noi acum vorbim de protocolul în ambulator. Noi vorbim de atunci când vine pacientul. Dar astea sunt pentru spital. Eu vorbesc de cele pentru protocolul ambulator. Păi nu există pe piață. Nu există nici ivermectină, nu există nici medicamentele celelalte. Favipiravir. Nu există favipiravir. Nu? Deci ce este mai criminal? Să aștepți timp de 6 luni să vină vaccinul sau să dai tratament care există în protocol imediat pacientului? Favipiravirul există și este în protocolul de administrare chiar de către medicul de familie. Încă o dată, medicii români în momentul ăsta, din ambulator, nu au acest medicament. Dar au acces la el. Au acces la el, spune domnul. Au acces la el. Nu e adevărat. Duceți-vă la farmacie și întrebați dacă aveți medicamentul ăsta. Eu știu foarte bun. Toți bula... E posibil să lipsească. Eu vă spun că există un protocol. Dacă lipsește, protocolul acela este pentru spitale, domnul doctor. Este aprovizionare, dar eu vă spun... Nu este aprovizionare, nu a fost... Și în protocolul de la noi, în ambulator, există antivirale. Da, două secunde, domnul Viner. Domnul Gherghina, vă rog. Da, am aceeași părere ca domnul Viner. Da. Domnul... Da. Da, doamna deputat. Bună seara, domnul deputat. Aș vrea să vă pun și o întrebare.
Evident, și eu consider că vaccinarea este soluția, dar pe de altă parte v-am auzit și pe dumneavoastră susținând același lucru pe care l-am cerut și noi, Partidul Social Democrat. Pe lângă campania de vaccinare gratuită, o campanie de testare gratuită. În condiții... Și ați avut Ministerul Sănătății până acum, de ce nu s-a reglementat această posibilitate, măcar odată cu începerea anului școlar, să avem protocol pentru testare periodică a copiilor, a cadrelor didactice și în paralel să fie încercat așa pentru început în centre medicale, farmacii, posibilitatea testării gratuite, pentru că în momentul în care nu mai era această presiune, doar vaccinare, și oamenii mai aveau și o altă opțiune și vedeau că au libertatea să decidă, urmărind ceea ce ați evocat și dumneavoastră, această statistică din ultima perioadă, ar fi acceptat mult mai ușor să se vaccineze. Eu acum citeam, în timp ce vă ascultam pe dumneavoastră, am primit un mesaj de la un cetățean din județul pe care îl reprezint, care îmi spune: bună seara, vă rugăm frumos să ne ajutați. Am înțeles că depinde de voturile dumneavoastră, dacă se aprobă pașaportul verde, vă rugăm frumos să nu-l votați. Lăsați pe fiecare să decidă dacă vrea sau nu vaccinul. Nu-i lăsați să ne ia libertatea. Vă mulțumesc. Deci am ajuns în această situație și codaș în Uniunea Europeană în ceea ce înseamnă vaccinarea, din cauza că a fost permisă această posibilitate și o singură opțiune, vaccinare gratuită. Celelalte variante... Cauzele sunt multiple, nu e o singură cauză. Nu e dar campania de testare gratuită, domnul deputat. Foarte bine. Campania de testare gratuită, o aveți în vedere? Da. Știți și dumneavoastră că au existat consultări și în ceea ce privește testarea farmacii și în ceea ce privește testarea în școli. Și acolo am rămas. Reacțiile, în mare lor majoritate, au fost de respingere. Pe de altă parte, nu există cadre medicale. Și știți foarte bine asta, medici școlari, foarte mai puțin, în toate școlile. Sunt foarte multe școli care, din păcate, nu au nici măcar asistent medical, nu mai vorbesc de... Adică personal minim calificat să facă un test nazal. Dar sunt acele teste care se pot auto-administra. Deci cu salivă nu presupune cadru medical, cabinet medical. Nu, există și un protocol de citire, de prelucrat. Nu e chiar așa de simplu. Necesită o minimă instruire. O minimă instruire totuși necesită. Profesorii au declarat clar, din ce știu eu, că refuză să se implice în acest proces de testare. Adică nu-și asumă. Păi nici nu e caz. Cadrele medicale școlare nu există decât într-o minoritate din școli. Am impresia că undeva la 100, dacă nu mă înșel, 300 și ceva de școli din 3000, oricum un procent foarte, foarte, foarte mic. Ceea ce privește rata mică de acoperire vaccinală, sigur, nu există o singură cauză punctuală, există mai multe. În general, căderea încrederii în autoritate, în instituție, în decident, în clasa politică, în tot ceea ce reprezintă statul. Și asta este rezultatul erodării progresive, nu în încrederea în actualul guvern, în general, doamna deputată, în general, în clasa politică și decident. Și nu sunt, și cu toții, nimeni dintre noi nu e străin de acest proces. Este oarecum cinic să coagulăm punctual lista de încredere legată de un om, de un clip, de o persoană. Este o tară a societății noastre care s-a acumulat în 30 de ani de abuzuri, 30 de ani de neglijență dintre clasa. Păi, mă iertați cu tot respectul, domnul deputat. În cazul acesta, campania de vaccinare trebuie lăsată numai pe mâna specialiștilor, iar politicul să nu se implice. Armata. Păi, armata se bucura la momentul respectiv de cea, mai mare încredere. Parlamentul are 10%. Ministerul Sănătății undeva pe la 20 și ceva la sută. Armata avea 70 și ceva la sută încredere dintre populație. Probabil s-a considerat la momentul respectiv că această formă de comunicare transmite, știu eu, disciplină, corectitudine, transmite încredere. Uite, se pare că n-a fost așa, dar a fost totuși o rațiune în spatele acestei decizii. Domnul profesor Gheghina vrea să intervină. E foarte rațional și ce a vorbit domnul deputat. Și în mare parte sunt de acord, dar nu cu totul. Pentru că să vedem care e realitatea, nu că mai realitatea este că astăzi s-a anunțat că 3000 de copii sunt infectați. Ori acești copii s-au infectat de la persoanele din jurul lor, care trebuie testate. Mă refer la cei care sunt în grădinițe, care sunt la școală. Deci persoanele care au grijă, care instruiesc, trebuie neapărat testate. Până una alta trebuie testați.
Pentru că există forme asimptomatice a bolii și care pot fi contagioși pentru ceilalți. Deci este acceptat acest lucru și trebuie să-i descoperim, să-i tratăm, să-i negativăm și după aceea să vină înapoi în școală. Și acest lucru trebuie făcut, așa cum a spus doamna deputată, gratuit, adică interesează sănătatea publică și atunci trebuie plătit de către stat. Categoric gratuit și periodic. Problema da. Era de infrastructura care să... Și încă ceva, vedeți dumneavoastră, părintele la care m-am referit, una din grijile lui era școala va merge, că are doi copii la școală, va merge sau trei chiar, merge înainte sau iarăși se oprește școala? Ce face el cu trei copii acasă care nu mai merg la școală? Ca să nu se întâmple acest lucru, trebuie să depistați cei care sunt pozitivi, adulți sau elevi într-o școală, extrași, tratați, școala să meargă înainte, ei să revină în școală când s-au negativat și școala să meargă înainte. Cu mijloacele care le avem, chit că se neagă, nu de către domnul deputat, că testele sunt bune, dar facem testul antigen, îl facem cel rapid și confirmăm, dacă vrem, și cu PCR, cei care mai credem în el, cazurile care este cazul. Dar numai așa se poate face, altfel n-ai o școală, mergi la întâmplare. Că e cineva pozitiv într-o clasă, infectează toată clasa. Bun, dar eu înțeleg că la această oră încă nu se știe dacă veți implementa o campanie de testare periodică, gratuită. Eu mi-o doresc, doamna deputată, eu mi-o doresc din tot sufletul, vă repet, problema este a infrastructurii care se livreze acest proces, care nu face dată. Domnul deputat, școala a început de o săptămână și avem 3.000 de copii. Mă scuzați, apropo de lipsă de personal în școală. Numai o treime din medicii de familie s-au implicat în procesul de vaccinare. Ceilalți două treimi ce au făcut? Nu pot să implice în problema asta? Nu pot răspund, domnule profesor, da. Știți că și celelalte două treimi, o mare parte dintre ei, sunt în centrele de vaccinare. Treimea aceea de care vorbiți dumneavoastră se referă doar la medicii de familie care au acceptat să vaccineze. Da, la început. Cabinetele lor. Da. Și eu vă spun exemple concrete de colegi de mei medici de familie care au refuzat să vaccineze în cabinetele lor. Vaccinează la centrele de vaccinare. Și vă spun și motivul pentru care au refuzat să vaccineze. În rural, mai ales în rural sau micul urban, presiunea a fost uriașă înainte de declanșarea procesului de vaccinare la medicii de familie pentru eliberarea în fal acestui campel. Și reprezentanții locali și cred că și felul de oameni de acolo care deja au venit până la ușile lor să le solicite uneori imperativ acest lucru. Au refuzat pur și simplu din această cauză și vaccinează centrele de vaccinare. Și cred că și medici și cadre medii din spitale ar putea în campanie să meargă într-o școală care din proximitate și să facă testare. Adică în câteva zile și după aceea se întoarce la serviciu. Sunt de acord cu dumneavoastră că ar trebui găsit o formulă. Păi trebuie că calfestăm și asistăm la treaba asta. Domnul deputat Muncaciu, vă rog. Domnul profesor, nu vă supărați. 3.000 de copii din 3 milioane... Într-o săptămână, domnul deputat. Într-o săptămână, despre asta vorbim. Dar nu asta e problema. Eu vreau să atrag atenția asupra altui fenomen. Pentru că domnii de la USR au fost în fruntea Ministerului Sănătății de când a început, da? Deci ce s-a întâmplat? Noi am așteptat din primăvară, din când ne-am dat seama că e vorba de o pandemie, din mai, nu? Și până în decembrie să vină vaccinul. Este adevărat? Da, atunci nu erau cei de la USR. Păi, era domnul Tătaru și erau de la PNL. Da. Când a fost starea de urgență. Da, anul 2020. Eu vorbesc de anul 2021? Nu, eu vorbesc acum de începutul pandemiei. Am înțeles. Deci din primăvară și până în decembrie am așteptat să vină vaccinul. Timp în care nu am promovat niciun fel de tratament ambulator. Era doamna de la Oradea care trata singură și fără niciun fel de... Doamna Groșan. Așa, da? Și această politică Flavia medicală Groșan, a fost da. O politică normală. Deci vine pacientul la tine, îi spui, ai COVID, du-te acasă și dacă te simți mai rău, vino și te internăm în spital. Asta a fost politica medicală a Ministerului Sănătății. Acum a început perioada vaccinării. Au început vaccinurile. Eu nu sunt împotriva vaccinării, mă înțelegeți greșit. Eu sunt împotriva faptului că vaccinarea este unica metodă acceptată și favorizată în tratament. Nu, eu vreau ca să fie vaccinare, sigur.
Nu la copii. Acolo la copii mă opun total. Dar în același timp medicii trebuie să aibă dreptul, să aibă protocoale ambulatorii și să trateze pacienții care refuză vaccinarea au dreptul să fie tratați cu protocol ambulator. Asta e ce vreau să explic. Și îmi pare rău că interpretați la modul... Știți, eu n-am făcut niciodată, dar vă spun că nu este etic. Eu ce vorbesc sunt opiniile medicilor americani, pentru că am trăit acolo și am stat acolo. Ca dumneavoastră să mă faceți criminal, să știți. Nu, nu v-a făcut așa, e un act. Eu știu foarte bine. E o metaforă. Nu, a fost ca o metaforă. Deci, nu a zis din acest punct de vedere, domnul Viner, să știți că, din păcate, dialogul nostru s-a terminat. Nu. Da. Domnul deputat Viner, vă rog. Da. O seară plăcută vă doresc și dumneavoastră. Da, două secunde, domnul Gherghina, vreau să mai spună ceva. Întreb de ce pe copii nu vreți să-i vaccinați. Pentru că nu fac boala. Două secunde, domnul Vine, să vedem ce ne spune. Spuneți, vă rog frumos. Adică că am vorbit. Nu, a încetat dialogul dumneavoastră cu domnul Muncaciu, spun, dar nu dialogul cu noi. Domnul profesor Gherghina vrea să vă spună ceva. Am întrebat de copii de ce nu vrea să-i vaccineze domnul deputat, domnul doctor. Eu am explicat asta. Nu. Și a spus că nu fac forme grave. Asta a vrut. Nu, ce spun eu este că morbiditatea și mortalitatea copiilor de la, știu eu, de la 2 la 20 de ani, la 18 ani, din punct de vedere statistic, este zero. Deci noi venim cu un arsenal, acest vaccin mRNA, în fața unei grupe de vârstă care nu este afectată în mod dramatic de această boală. Asta este problema. De ce să vaccinăm copiii? Da, sigur. Să vedem realitatea. Să vedem realitatea. Da, sigur, vă rog. Nu este cel la care s-a făcut referință, și anume protecția individuală a persoanei vaccinate. Și pe de altă parte, este protecția împotriva transmiterii bolii de către persoana vaccinată. Sigur. Știm, la ora asta știm că persoana vaccinată se infectează, are o șansă de a se infecta de 5 ori mai mică decât persoana nevaccinată. Așadar și de a transmite boala. Pe de altă parte, chiar dacă se infectează persoana vaccinată, pe lângă faptul că face forme ușoare, medii, rarisim forme severe sau de ce, are o perioadă de contagiozitate mai mică și o încărcare virală pe mucoase mai mică. Deci chiar dacă se infectează, șansa de a transmite virusul este mai mică. Așadar, pentru copii, pe lângă protecția individuală a fiecăruia dintre ei, și vreau să vă atrag atenția, cum am spus, incidența miocarditei și a sindromului inflamator sistemic la copii nu este zero. Există, din păcate, situații dramatice și în terapia intensivă pediatrică. Doctorul Craiu vă povestește când doriți despre ce trăiesc acolo. Dar pe lângă asta, vaccinarea copiilor are o rațiune, pentru că fiecare copil are un părinte, are un bunic, călătorește în travai alături de alte persoane și, evident, cu toții ne-am vaccinat și din această rațiune de a nu deveni noi înșine o verigă în lanțul de transmitere. Ne spunem un risc, da. Să nu o infectăm, să nu îmbolnăvim și alte persoane. Scăpat din vedere total acest aspect, care să știți că unii dintre părinți l-au avut în vedere și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au gândit să încurajeze copiii de a se vaccina, astfel încât familia lor să fie încurajată, cu cercul lor de cunoscuți, de prieteni, să fie. Da. Deci, domnul profesor Gherghina vrea să mai deci spună ceva. Deci, într-adevăr, izvorul de infecție, care sunt persoanele infectate și care infectează pe alții, este mai mare prin cei 3.000 de copii infectați. Asta e una. Afirmația că formele grave și care duc la decese este zero, este falsă. Statistic zero. Statistic zero. Statistic este zero. Mortalitate și morbiditate. Iarăși ne ducem în Statele Unite. Asta care... Dacă luați în considerare și infecțiile secundare pornite de la acești copii, nu este deloc zero. Din potrivă, se amplifică. Deci, în 2020, astea sunt speculații. La 15 mai, OMSU a primit peste 100 de rapoarte de la toate atâtea centre din Statele Unite despre cazuri de infecții severe la copil.
care pe lângă sindromul inflamator multisistemic amintit de domnul deputat vineri, mai există și alte forme severe. Am mai spus și cu alte ocazie, nu? Boala Kawasaki, care evoluează de la acest sindrom multisistemic inflamator, sindromul de activare macrofagică și un șoc sever cardiogen, care toate aceste trei forme duc la decese. Deci nu e deloc zero din punct de vedere al formelor grave și al deceselor. Că sunt mai puține, dar nu trebuie să moară niciunul. Și atunci cine îi poate salva? Vaccinarea. Ea este cea care evită toată această situație. Domnul deputat vineri, dacă vrei să mai spuneți ceva, dacă nu, vă mulțumesc din suflet pentru intervenție. Nu putem... Da, mulțumim mult pentru intervenție, o seară frumoasă în continuare. Deci zero, nu e fericită exprimarea. Haideți să clarificăm subiectul ăsta, pentru că aici e vorba de o problemă filozofică. Vedeți, dumneavoastră, persoanele care au această tendință marxistă, știu eu cum să-i spun, comunistă, colectivistă, și care spun următorul lucru. Dumneata, dacă ești în societatea noastră, trebuie să te vaccinezi și să te supui legilor noastre. Pentru că alegerea dumitale poate să mă afecteze libertatea, adică poate să mă afecteze viața și sănătatea. Asta e și spiritul constituțional, că tot am invocat Constituția. Da, asta nu înseamnă că nu este colectivist. Deci noi acum ignorăm dreptul persoanei la propria și dăm la o parte secolul 20 al jurisprudenței din secolul 20, vorbim de principiile de la Nuremberg, de convenția de la Oviedo, de principiile de la Siracuza. Deci astea le dăm toate la o parte și spunem. Numai că ei nu se opresc aici. Gândirea lor este întotdeauna în funcție de rezultat. Pentru că dacă, doamnă, vă aduceți aminte în Roe versus Wade, când s-a pus problema avortului, au spus nu, doamne, femeile au dreptul la corpul lor. Deci acolo avortul, deci hotărârea de a face ceva cu corpul tău, era ok să fie uploaded, cum se spune, adică să fie ținută de lege, nu, în Roe versus Wade, dar când vine vorba de hotărârea de a fi vaccinat sau nu fi vaccinat, nu, acolo trebuie să fii, să te supui societății. Și acum vin cu întrebarea cea mai... Nu suntem de acord cu vaccinarea obligatorie. Bun, nu ne acuzați. Păi ba, dar asta este. Dar asta nu este asta. Dacă ești în societatea noastră, faci ce spunem noi. Nu suntem acolo. Pe de altă parte, domnul Sultan, vă spuneam la începutul emisiunii că între atâția specialiști, eu sunt poporul. Poporul și cei care nu urmăresc. Ce înțeleg? Am și eu un comentariu. Imediat. Două secunde să termine și imediat. Ca să știu din punctul de vedere. Eu întreb următorul lucru. Unde se oprește lucrul ăsta? Dacă dumneavoastră dați guvernului sau unei corporații străine dreptul de a vă determina tratamentul și vaccinarea, vă întreb unde se oprește. Pentru că acum nu, lăsați-mă să... dreptul dumneavoastră de a decide dacă vă vaccinați. Dar lăsați-mă să termin. Păi m-ați întrebat. E retorică. Adică să nu vă răspund. Eu vreau să vă răspund. Păi de asta vreau să vă explic. Acum a fost o vaccinare, da? Și după aceea s-a aplicat a doua. După aceea vine a treia. Acum ei se întorc și spun, dacă nu ai avut un vaccin în ultimile 6 luni, și nu te vaccinezi și cu a treia, eu vreau să văd documentația, pentru că marți începe a treia vaccinare. Vreau să văd hârtia de fondare a acestei hotărâri medicale pe care a luat-o ministerul. Israelul a trecut la a treia. Dar noi suntem România. Vreau să văd fundamentarea științifică de ce fac ei lucrul ăsta. Deci noi acum ne aflăm în situația asta. Unde se oprește acest lucru? Vă spun încă o dată. Drepturile fundamentale ale omului nu sunt discutabile. Dacă dreptul meu este în mâna unui guvern, atunci fiți sigur, sau unei corporații, că acesta, mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, va folosi acest drept pentru a-mi limita mie drepturile fundamentale. Tocmai de aceea, și vă întrerup puțin, domnul Cristian Terheș, europarlamentar român din partea PNCCD, în plenul Parlamentului European, a cerut ca cetățenii europeni să știe prețul
medicamentelor și cine se face responsabil vis-a-vis de clauzele contractuale în legătură cu efectele adverse ale acestora. Bună seara, domnule Terheș! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Sunt aici cu domnul Sorin Muncaciu, deputat AUR. Îl cunoașteți, domnul profesor Gherghina, care este vicepreședintele Societății Române de Pediatrie și supra-specializat în imunologie și alergologie, și doamna deputat Mirela Domnică din partea PSD. În ce context ați făcut... Vă rog, vă ascultăm. Da, pe data de 16 septembrie, cu ocazia adunării Parlamentului European, care a avut loc la Strasburg, a fost o dezbatere în plenul Parlamentului European cu privire la lipsa de transparență a acestor contracte ce privesc achiziționarea și răspândirea, spune, vaccinurilor anti-COVID. Și în contextul acesta am ridicat, aș spune eu, câteva probleme pertinente cu privire la aceste contracte. În primul rând, faptul că cetățenii Uniunii Europene au dreptul să cunoască prețul cu care au fost achiziționate aceste vaccinuri, ca să știe oamenii efectiv cât au costat din banii lor aceste vaccinuri, iar pe de altă parte cine se va face răspunzător de efectele secundare, adverse ale acestor vaccinuri. Pentru că în luna aprilie-mai a acestui an, când s-a discutat despre implementarea acestui certificat verde digital în plenarea Parlamentului European, la presiunile pe care le-am făcut în Comisia Libe, am forțat cumva mâna Comisarului pe Justiție, Reinder Didier, să spună ura lui, citez, până în acest moment nu se cunosc complet efectele vaccinurilor pe cale de consecință. Dacă nu cunoști complet efectele vaccinurilor, adică mă refer evident la efectele negative aici. Secundar, da. Cum poți impune genul acesta de produse medicale cetățenilor Uniunii Europene și să le condiționeze exercitarea unor drepturi și libertăți fundamentale de primire unui astfel de produs medical, care până în prezent nu se știe exact ce efecte secundare are pe termen mediu și lung, că pe termen scurt știm deja ce au. Mă rog, oameni care au miocardită cu precădere tineri, miocardită, pericardită, vedeți, tromboze, AVC-uri și altele. Adică e important ca oamenii să știe și partea aceasta de riscuri, că doar ei sunt singurii care își asumă riscurile și în cazul în care se întâmplă ceva, ei sunt cei care suferă. Pe lângă aceasta, pe lângă chestiunile acestea spune legate explicit de vaccinuri, am ridicat problema acestui certificat verde digital, care văd că deja se dorește a fi impus și în România, și dacă vă aduceți la minte, am fost cea mai virulentă voce împotriva existenței și implementării acestui certificat verde, atrăgând atenția încă din 1 aprilie acestui an, când s-a pus în discuție la nivel european implementarea acestui certificat, că se va ajunge exact în această situație, unde oamenii nu vor putea exercita nici nu atât, nici nu dreptul și libertăți, dar efectiv acțiuni de zi cu zi, să iasă, să mănânce, să meargă de colo-colo, decât dacă sunt vaccinați sau testați, ceea ce este absurd. Remarcați cum în câteva luni de zile s-a răsturnat întreaga concepție pe care s-a construit Uniunea Europeană. Că vă uitați în preambulul tratatului, de exemplu, să vedeți că se spune că Uniunea Europeană este un spațiu al libertății. Și iată acum câteva luni, acest spațiu al libertății, care da, a fost un spațiu al libertății și o construcție foarte bine gândită, se protejeze pe oameni, se ajute ca prin această prosperitate pe care dorește a fi adusă să se aducă pace și să se mențină pace. Iată că în câteva luni vedem că acest spațiu al libertății a devenit efectiv un lacăr, unde nu mai poți să ieși, nu mai poți să umbli, nu mai poți să faci o serie de lucruri decât dacă ești vaccinat și testat sau stau testat. Ceea ce este absurd. Mai este aici încă o problemă cu vaccinurile pe care le-am abordat într-o altă poziție publică în Parlamentul European. Aceste vaccinuri, deși în primă fază ni s-a spus că ar fi singura soluție la această pandemie, vedem astăzi că nu-i protejează pe cei care se vaccinează. Pentru că persoane vaccinate, și deja avem persoane de notorietate în România, vaccinate cu două doze chiar, sunt în spital bolnave cu COVID și ajung să infecteze și pe alții. Iar pentru comparație, pe cei care ne ascultă, invit să vadă situația din Israel, Bunăoară, unde acolo populația e deja vaccinată în majoritate și cu a treia doză de vaccin Pfizer. Și cu toate acestea, numărul de infectări după a treia doză în prezent este mai mare decât numărul de infectări pe care Israelul a avut când încă nici nu era vaccin pe piață.
Și atunci te întreb normal, de ce ai impune și ai condiționa la nivelul Uniunii Europene ca cetățenii Uniunii Europene să-și poată exercita o serie de drepturi de primirea acestui vaccin sau ser sau numitul condiționat de vaccinare, care iată nu-i protejează pe oameni. Da, domnul profesor Gheghina să vă răspundă, vă rog. Da, în primul rând trebuie puțin conceptul acesta de obligativitate precizat. Vaccinarea anti-COVID-19 se face cu liberul consimțământ a celui vaccinat, iar în cazul copiilor, cu liberul consimțământ al părinților și al tutorilor. Deci nu este obligatoriu. Dar te forțează. Te forțează și te consimte. Că se întâmplă după aceea, păi nu știu, și când ai o pneumonie și ai 40 de grade, medicul îți spune că trebuie să stai acasă și dacă vrei să nu mori, stai acasă. Da, da, noi vorbim de un an de zile, drepturi adică economice, sunt niște drepturi... chestiuni medicale amestecate, că de asta l-am întrebat și pe domnul ministru al justiției. Că una sunt chestiuni medicale și alta drepturile generale și fundamentale ale omului. Chestiunile medicale, dacă nu se respectă, un timp am ales pneumonia pentru că este o boală care poate omorî în câteva ore, în funcție de asta, știți? Și atunci, dacă n-asculți ce spune medicul, și asta este, nu o dictează, nu? Că trebuie să îndeplinești anumite condiții. O dată în viață, noi trăim într-un coșmar în fiecare zi, așa. De un an și jumătate. O dată în viață mori. Păi da, acum, deci cum sună asta? La peste 6 la mie nu poți să ieși pe stradă, nu poți să... Da, după ora 20, decât dacă ești vaccinat. De ce l-am întrebat și pe domnul ministru? O singură chestie vreau să mai spun, că încerc scuze telespectatorilor care au sunat, circa 40 de telefoane am avut până acum, n-am putut să le preluăm, fiindcă prin telefon am avut invitați. O întrebare pe care, din regie, mi s-a spus să vă adresez. Sunt persoane care la locul de muncă sunt obligate să vină cu un test pe care trebuie să plătească vreo 800 de lei ca să poată să fie primiți la muncă. Ce se întâmplă aici? Domnul profesor Gheghina și domnul Tehreș, care oricum a militat pentru apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor Uniunii Europene. Vă rog. Eu un singur lucru mai vreau să comentez lucrul acesta, apropo de exemplu cu pneumonie. Că totuși sunt niște chestiuni medicale care trebuie făcute și care nu trebuie combătute și de care ține viața pacientului și a celorlalți. Și astea nu trebuie confundate cu drepturile fundamentale pe care le restrângem, restrângem, dar le facem în acest scop. Altfel avem asigurări sănătății publice. Păi da, cum avem, tot dau acel lot de 64 care au murit pentru că nu s-au vaccinat cu vaccinul antirujiolic. Și miile care au murit, 45 de mii în România. Da. Domnul Tehreș, dacă vrei să mai spuneți ceva, vă rog. 4 milioane în lume. Domnul europarlamentar, vă ascultăm. Pentru că vorbim totuși despre tratamente medicale pe de-o parte și de drepturi și libertăți pe de-altă parte. Păi nu vă supărați. Cele două nu se exclud, ci se completează. Păi așa trebuie să completeze, da. Trebuie luat, acceptat de persoana respectivă, în mod liber și în cunoștință de cauză. Asta spun toate tratatele și toate convențiile internaționale. Una nu exclude pe cealaltă. Nu poți să-i tratezi pe toți bunăoare de pneumonie când oamenii aia n-au pneumonie. Este absurd. Doar pe cel care are pneumonie îl tratezi cu un tratament care combate pneumonia. Ori în cazul de față, ca făcând o paralelă cu argumentul de față, efectiv, întreaga lume se dorește a fi tratată de pneumonie că lucrează ori că nu lucrează tratamentul respectiv, ceea ce este absurd. Revenind la chestiunea cu certificatul verde. Remarcat că exact persoanele care au trecut prin boală și au dovedit lucrul acesta nu atât prin testul pozitiv, care este eronat și a fost eronat, testele artificial, motiv pentru care vor fi și scoate din SUA, de exemplu, la finele acestui an, și au dovedit că au trecut prin boală, prin testul serologic care sunt ca anticorpi. Ori exact oamenii aceștia nu pot în momentul de față să-și exercite o serie de drepturi, sănătoși fiind și având un sistem imunitar care se poate bate cu boala asta, decât dacă sunt vaccinați sau testați, ceea ce este absurd. Ori atunci stai și te întrebi, de ce ai impune cetățenilor Uniunii Europene să se vaccineze cu un produs medical care nu-i apără de virus și nu-i protejează de la a transmite acest virus, sau să se testeze în contextul în care testele acestea dau erori. Ori tocmai în situația sau în cazul în care acești oameni au trecut prin boală și au dezvoltat imunitate naturală, efectiv sunt ignorați.
de la toate aceste măsuri, să spun. Da, domnul profesor Gherghina, vă rog. În primul rând, argumentul legat de pneumonie. A trata pe cineva de pneumonie fără să aibă pneumonie nu este un act medical, este un act nemedical. Da, deci nu guvern. Putem este o hotărâre deci, arbitrală deci a guvernului. Deci nu putem să-l aducem ca argument aici. Păi, asta. Păi, acum dacă și ne ține în casă, asta da. Înseamnă, dacă ne ține în casă pentru a preveni răspândirea bolii, asta înseamnă este o reducere a drepturilor omului, deși persoanele respective nu au boala. Aici e da. Foarte clar. Mai avem decât 4 minute. Dacă doamna deputat da. Are ceva să vă întrebe, dacă aveți ceva să da, întrebați da, pe bună domnul Tere. Seara, domnul europarlamentar. Doamna eu vreau să vă spun că mi-am descărcat certificatul de pe aplicația din țară, de la noi, și sunt trei variante acolo. Deci iau în calcul varianta persoanei vaccinate, persoana testată sau persoana care a trecut prin boală. Da, 180 sunt, de zile. Sunt cele 180 de zile, dar nu sunt ignorate ca și categorie. Da, asta nu e știință. Care a trecut prin boală și face dovada sau a făcut dovada unui test pozitiv. Exact asta spun. Ori sunt persoane, milioane de oameni care au trecut prin boală, asimptomatici fiind, habar n-au avut că au avut boala, dar când s-au testat cu testul serologic, da. Li s-a tras sânge și li s-a verificat dacă au anticorp, s-a dovedit că au anticorp contra acestui virus. Dovadă că au trecut prin boală, într-un fel sau altul. Ori oamenii aceia nu se pot bucura de acest, hai să spunem, de exercitarea unor drepturi ca ceilalți, ceea ce este absurd. Da, corect. Domnul Gheghina. Da, sunt limitele actului. Acum, actul, după cum vedem, îl vrem, nu-l vrem, dar el este tocmai extins. Nu poți să te duci în anumite țări în Uniunea Europeană și chiar în afară fără să ai acest act asupra ta. Este o realitate. Nu, este o realitate făcută de guvernele respective, dar noi ne opunem. Da, tocmai da, asta da, este da, ideea. Da, să, mă rog, în Franța, apropo de vaccinarea copiilor și adulților, adolescenții nu pot merge în locuri publice decât cu acest pasaport verde. Da, dacă mai aveți ceva să întrebați pe domnul Treșteț, dacă nu, îi mulțumim mult pentru intervenție. O seară frumoasă în continuare, toate cele bune. Mulțumim istoric, mult. Vă rog. Acest brevet de liberă trecere, să zicem, tot în Franța a luat naștere în 1860. Scopul era altceva, însă cei care aveau acel brevet, că s-au vaccinat de variolă, aveau voie să se angajeze în serviciu militar. Ce trebuie asta să înțeleagă voia, cetățenii din toată această discuție? Asta e important. Da, asta e istoric, așa. Mai avem decât 2 minute maxim. Ce trebuie să înțeleagă, doamna deputat? Poporul e bulversat. Eu sunt reprezentantul poporului în seara asta aici la masă. Ideea este că trebuie să găsim o linie de echilibru. Între cele două atitudini vis-a-vis de ceea ce înseamnă vaccinare, ceea ce înseamnă COVID, pandemia pe care o traversăm de aproape 2 ani de zile, o linie de echilibru, astfel încât să ne putem desfășura activitatea fiecare la locul nostru de muncă necondiționat de această vaccinare. Deci vaccinarea nu trebuie să fie obligatorie. Iar pe de altă parte încă sunt multe semne de întrebare, multe necunoscute pentru specialiști. Eu sper că atitudinea aceasta, care este cu multe, multe suspiciuni vis-a-vis de atitudinea referitor la vaccinare ca singură variantă pentru a trece prin pandemie, timpul să nu confirme că ați avut dreptate. Eu mi-aș dori să aibă dreptate domnul profesor prin modul în care a abordat actul medical și vaccinul. Un minut, pentru domnul noi. Mâncaciu. Dacă noi dăm guvernelor sau companiilor străine dreptul de a hotărâ asupra sănătății noastre, ne vaccinăm, nu ne vaccinăm, când ne vaccinăm, de câte ori ne vaccinăm, în momentul acela noi am făcut ce spunea Jefferson, am schimbat drepturile fundamentale, adică libertatea pe securitate, și nu merităm nici libertate și nici securitate. Pentru că eu vreau să vă atrag atenția asupra unor lucruri. Vedeți dumneavoastră, când toată lumea spune, dar Organizația Mondială, am întrebat-o pe doamna ministru, de ce vaccinăm copiii dacă ei nu fac boala? Doamna ministru s-a uitat la mine și a zis, păi cum, păi a zis OMS-ul. Păi haideți să discutăm despre OMS. Da, numai că nu mai avem o organizație timp, care primește de 4 ori mai mulți bani de la companii particulare mai avem decât 15 secunde decât de la guverne. Eu nu cred că aceea
organizație nu este datoare corporațiilor. Este. Mulțumim mult pentru prezența în emisiune, mulțumim telespectatorilor, îmi cer scuze încă o dată pentru cei care ne-au apelat, circa 40 și n-am putut răspunde la telefon. Cu altă ocazie, eu o să încerc. Mulțumim domnului profesor, mulțumesc domnului deputat și doamna deputat pentru prezența în emisiune. Toate cele bune, să ai frumoasă în continuare.